Vă prezint top 10 atacuri ale rechinelor asupra oamenilor care au fost capturate de camerele video. Rechinii sunt niște prădători înrăiți care inspiră oamenilor groază datorită reputației lor de ucigași însetați de sânge. De milioane de ani cu trei răoceanele în căutarea prăzii și uneori nu sunt împotrivă să guste și din oameni. Aceștia atacă scafandri, pescari, înotători, caiace, sportivi pe plăci de surf, scafandri în cușcă și unii curajoși disperați care decid să se joace cu ei. Să trecem la topul nostru, așa că puneți un like și să începem! Doi scafandri se ocupau de pescuitul subacvatic undeva lângă malurile Australiei. Dintr-o dată, ca într-un coșmar din adâncimi, a apărut un rechin tigru. Se vedea după el că era într-o dispoziție proastă. El se apropia și înota agresiv în jurul oamenilor. Fără să se gândească mult, a încercat să-i atace. Datorită armelor, ei reușeau să îl țină la distanță. Dar rechinul nici nu avea de gând să se retragă. Speriați, scafandrii au înotat spre barca lor, asigurându-se pe rând că prădătorul să nu îi atace. În aceste imagini putem vedea cum un rechin alb s-a interesat de oamenii din cușcă. Cu o viteză mare a încercat să intre înăuntru. Oamenii au experimentat o frică de nedescris. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Aceste imagini au fost filmate undeva în largul coastei australiene. Tipul, înarmat cu un pistol subacvatic, a decis să vâneze sub apă. Nimic nu prezicea necazul, iar frumusețea lumii subacvatice îl făcea să uite despre posibilele pericole. Însă, în timpul vânătorii, s-a întâlnit față în față cu un rechin. Prădătorul făcea cercuri la fund, dar dintr-o dată a înotat spre om. El a reușit să reacționeze, a pus arma în fața sa și asta a intrat fix în gura rechinului. În acest timp, omul a reușit să tragă. Sângerând, prădătorul înota la fund. Astfel, scafandrul a avut timp să iasă din apă. Nu era clar ce era cu rechinul, poate că avea să atace din nou. Cea mai bună alegere era să iasă din apă și să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru salvare. Un grup de scafandri făcea niște poze și filma videouri impresionante în apa transparentă. Înotau și filmau tot ce era în jur. Nu departe de ei a fost observat un rechin care înota liniștit, fără să atragă atenția la oameni și fără a părea agitat. Pe la sfârșit, unul dintre scafandri a decis să filmeze rechinul care înota, pentru a primi niște imagini profesionale. Fiind distras de filmare, el nu a observat că s-a apropiat prea tare de prădător. Simțindu-se sub amenințare, rechinul l-a atacat cu viteza fulgerului, mușcându-l de cap. Atacul a fost atât de rapid și neașteptat încât omul nu a putut să-l evite. Din fericire, rechinul nu era prea mare și n-a mușcat tot capul omului. Probabil că nu l-a atacat din motive de foame și de aia nu a repetat atacul din nou. Scafandrul a primit răni care sângerau și avea nevoie de ajutor. Acest caz de atac a avut loc în anul 2004, în largul coastei Cubei. Niște tipi au decis să se distreze, să hrănească rechinii și să filmeze acest proces captivant și periculos cu camera. Au ademenit rechinii cu momeală de pești și planificau să-i hrănească din mâinile neprotejate. Unul dintre prădători a fost interesat de gustare și a decis să o ia din mâna scafandrului amabil, în același timp să guste și din mâna lui. Rechinul i-a provocat o rană gravă, sfâșiind pielea și mușchii brațului bietului om. Scafandrii s-au ridicat imediat la suprafață pentru a verifica rana și pentru a primi ajutor medical urgent. După cum vedem, din rană curge mult sânge, ceea ce indică că este profundă și foarte gravă.
Un bărbat pe caiac în timpul pescuitului a fost atacat de un rechin ciocan. El s-a interesat de pescar și a decis să guste din el, dar cel mai probabil că a fost atras de captura omului. El încerca să scape de rechin, lovindu-l peste cap cu vâsla. Prădătorul nu prea reacționa la lovituri și continua să atace. Bărbatul îl lovea de fiecare dată când se apropia, așa că a decis să-și îndrepte caiacul spre mal. O vreme, rechinul l-a lăsat în pace și lui se părea că totul s-a terminat. A avut o perioadă de timp pentru a-și reveni și pentru a realiza ce s-a întâmplat și în ce pericol era și ce să facă mai departe. Rechinul putea să întoarcă caiacul cu ușurință. După ceva vreme, rechinul a apărut din nou și a continuat să urmărească pescarul. Omul a fost nevoit să vâslească cât mai repede spre mal pentru a se salva. A reușit să ajungă la mal și să scoată caiacul din apă. Prădătorul încă făcea cercuri aproape de mal, sperând că cina lui se va întoarce înapoi. Datorită reacției sale rapide și ajutorului tovarășului său, un scafandru a reușit să-și salveze capul de a deveni gustare pentru un rechin tigru mare. Scafandrul era la fund, în jurul lui era o mulțime de pești și nu a văzut cum de el se apropie un rechin enorm, care avea de gând să-l muște de cap. Datorită tovarășului său, care cu ajutorul dispozitivului special a reușit să schimbe direcția atacului, i-a oferit timp să evite ceva groaznic și să-și păstreze viața. Un grup de scafandri urmărea un rechin alb mare, într-o cușcă de 6 locuri, lângă malurile Guadalupei. Prădătorul imens, care se pare că era în timpul mesei, a început să atace cușca. Mai întâi a mușcat dintr-o anvelopă care nu i-a plăcut, apoi a început să muște din carcasa de metal. Se auzeau niște sunete teribile de colți care scârțâiau pe metal. Fiindcă rechinii nu simt durere, pot mușca orice, chiar dacă pierd din colți și se rănesc. Din fericire, această întâmplare s-a încheiat fără victime, iar oamenii au primit un val de adrenalină și o mulțime de poze superbe. Un grup de scafandri filmau sub apă delfinii. Dintr-o dată a apărut un rechin. El arăta prin comportamentul său că nu e în cea mai bună stare de spirit. Înota periculos de aproape de oameni și a făcut câteva cercuri în jurul lor. Apoi prădătorul a dispărut din vedere, dar după cum s-a dovedit, nu pentru mult timp. Dintr-un oarecare motiv s-a întors cu viteză și l-a atacat pe unul din ei, mușcându-l de spate. Deși rechinul nu era prea mare, mușcătura lui poate provoca o rană destul de gravă. Prin urmare, grupul a ieșit rapid din apă pentru a nu deveni subiectul atacurilor repetate și de a ajuta prietenul rănit. Acest caz de atac al rechinului asupra omului a avut loc în Australia în timpul unor competiții. Sportivul aștepta startul liniștit, stând pe placa sa de surf, nu departe de mal. Brusc a fost atacat de un rechin mare. El nu și-a dat seama din prima ce s-a întâmplat. De îndată ce a înțeles că e un rechin, a încercat să se ferească de colții prădătorului. Unica soluție bună care i-a venit în minte este să arunce placa, lăsând-o drept gustare și să înoate cât mai departe de locul atacului. A avut mare noroc că rechinul a apucat placa cu fălcile sale mortale. Și nu pe el sau vreun membru de-al lui. Peste câteva minute a fost luat de salvatori care l-au ajutat să iasă din apă. După cum vedem, tipul e foarte speriat și probabil că îi mulțumește lui Dumnezeu că a rămas în siguranță. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, vouă vă este frică de rechini? De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!